Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog aici pe canalul Aventurescu. Tema vlogului de azi este o întrebare, și anume: cât de disperat sunteți să călătoriți sau să mergeți în vacanță și ce ați face ca să vă atingeți țelul? Și locația vlogului de astăzi este un oraș foarte pitoresc din Alicante, din zona Alicante mai exact, și anume Villa Gioiosa. Este a doua oară când venim în orășelul ăsta și bate vântul și de data asta. O să ne plimbăm puțin pe aici prin zonă, să vă arăt clădirile colorate din Villa Gioiosa și bineînțeles plaja. Și de asta îi se spune Costa Blanca sau Costa Albă a Spaniei, datorită culorii nisipului. Și uitați ce mișto sunt plajele, cât de late sunt și cât de fin este nisipul. Dar nu știu unde să te uiți mai repede, că dacă te uiți în dreapta ai plaja asta superbă și dacă te uiți în stânga ai clădirile astea colorate. Revenind la subiectul vlogului de astăzi, o să vă spun o scurtă poveste despre începuturile noastre în domeniul vacanțelor și călătoriilor. Pentru că nu am avut mereu bani să călătorim. Cel puțin au fost la început, nu aveam bani aproape deloc, că trebuia să muncim foarte mult ca să ne permitem un bilet de avion și de cazare, nu mai zic că nu ne permiteam deloc cazare și nu stăteam pe străzi. O să vă spun cum făceam. Se întâmpla în vara lui 2009, același an când ne-am cunoscut, adică eu și Alina, și în același an ne-am dorit să ajungem foarte mult la Paris, orașul iubirii, da, pentru că eram doi îndrăgostiți și voiam să facem totul ca la carte, inclusiv să mergem în Paris amândoi. Și am ajuns în Paris, dar cum? Pentru că în perioada aia zborurile din București erau foarte scumpe, exagerat de scumpe, nu ne permiteam, și erau zboruri foarte ieftine din Cluj. Și pe scurt, am luat trenul de la București la Cluj, am mers cu trenul, nu mai știu, mult. Se pare că toată noaptea am mers cu trenul, ca să zburăm la Paris. Dar, înainte de asta, trebuie să vă spun, uitați ce frumos e aici. Este octombrie, cred că sunt 30 de grade afară. Dar e nasol vântul ăsta, că te bate vântul de tot. Hai să o luăm pe aici. O să o luăm pe aici printre clădiri, că bate mai puțin vântul și este și mai liniște. V-am arătat clădirile colorate și plaja, o să ne mai întoarcem pe acolo și o să le mai vedem și din alt unghi. Revenind, în vara lui 2009, ne doream atât de mult să mergem în Paris, că am zis, hai să vedem cum facem să strângem bani, să luăm bilete de avion și să ajungem în Paris. Pe vremea aia nu lucram și m-am angajat la o firmă de masaj erotic. Pe vremea aia era foarte la modă treaba asta cu masajul erotic. Și toată vara, mai exact de prin iulie până pe la sfârșitul septembrie, am împărțit fluturașe cu masaj erotic pe la Romană, Victoriei, în zona aia bună. Era un job part-time, câștigam bine, câștigam în jur de 15 milioane, parcă pe 4 ore, dar nu lucram toată săptămâna, adică nu împărțeam fluturașe toată săptămâna, ci doar mi se pare că 3 zile sau 4 zile pe săptămână. Și era bine, chiar era bine, era un salariu destul de decent. Și Alina, în perioada aia, uitați ce mișto e pe aici, să întorc camera să vă arăt străduțele din Villa Gioiosa. Alina pe vremea aia se ocupa cu chestionare. Racola oameni pe străzi sau în diverse locații ca să
le facă chestionari. Nu mai știu cât câștiga, cred că în jur de 30 de lei sau 20 de lei pe un chestionar. Oricum câștiga bine și ea, cred că câștiga mai bine decât mine pe vremea aia. Și practic cu asta ne-am ocupat în vara lui 2009, dar atenție, ăsta era scopul. Ăsta era scopul, să strângem bani ca să mergem în Paris. Bineînțeles că aveam nevoie să strângem bani și pentru bilete de avion și bani de buzunar, practic. Hai mă, du-te mai în față cu muzica ta. Hai să o luăm pe aici. E așa mișto când ai un scop, când ai un țel, că nu te mai deranjează să muncești. Te gândești că munca aia și banii pe care îi faci muncind, îi folosești ca să îți atingi acel țel. Și țelul nostru era să mergem în Paris, în City Break în Paris. O destinație pentru care noi nu aveam, practic, bani. Și zis și făcut, am strâns bani de bilete de avion, am cumpărat bilete de avion. De cazare nici nu puteai să te atingi. Era foarte scumpă cazarea, nu ne permiteam cu ce bani câștigam atunci. Și am apelat la serviciul, ia uitați cum arată aici, o grădină interioară cu palmieri. Băi, sunt multe locuri de-astea amenajate așa frumos prin Villa Gioiosa și cred că pe aici se înfundă. Sunt multe străduțe de-astea care se înfundă aici. Gata, nu mai duce nicăieri aici. Trebuie să ne întoarcem. Haideți să o luăm înapoi. Și sper să mai găsesc o stradă interesantă să vă arăt. Căsuțele astea, așa, azul. Și cred că sunt foarte bine întreținute pentru că nu prea am văzut urme de mucegai pe ele. Așa, și revenind la cazarea din Paris. Nu aveam bani de cazare. În 2009, bine, și în perioada aia, era la modă serviciul Couchsurfing. Probabil unii dintre voi nici nu știți ce este Couchsurfing. Ia uite, aici un restaurant. Se gătește acolo. Probabil unii dintre voi nici nu știți ce este Couchsurfing. Couchsurfing era o platformă prin care puteai să îți rezervi cazare, să stai în gazdă la cineva. Practic, erau persoane fizice care își puneau la dispoziție casa să stai la ei și le dădeai mesaj pe platformă. Sunt cu tărică, vreau să vizitez Parisul și aș vrea să stau și eu la voi, dacă se poate. Practic, spuneai o polologie despre tine și cât de mult îți dorești tu să vizitezi Parisul și că vei să stai la ei. Și am dat mesajul unui cuplu din Paris, dintr-o zonă rezidențială și pe această platformă și ne-au primit la ei. Așa că am stat 3 nopți gratis la un cuplu în Paris, într-un apartament cu 3 camere, parcă era destul de mare, într-o zonă foarte bună, rezidențială. Și am fost de ziua Alinei în 2009, în noiembrie, o perioadă destul de urâțică să vezi Parisul. Era o vreme rece și ploioasă, dar nouă ne-a plăcut foarte mult atunci. Nu mai țin minte prin ce context au aflat aceștia că este ziua Alinei și i-au pregătit o petrecere surpriză cu ceva mâncare tradițională, cu brânză din aceea, cu, uite că îmi scap acum, brânză de aia topită cu cartofi, de se face într-un vas special. Și chiar nu mai rețin, știu cum se numește, dar îmi scapă rău de tot cuvântul acum. Dar ideea este că i-au pregătit o petrecere surpriză, au chemat niște prieteni de-ai lor și a fost o mică petrecere foarte drăguț, cu vin roșu. Mâncarea asta, raclet, fraților, raclet. Acea mâncare cu brânză și cartofi. Raclet se numea, dar gătită tradițional, adică exact în stilul ăla franțuzesc. Și da, a fost foarte mișto și n-am plătit niciun ban ca să stăm acolo, practic.
am stat gratis prin intermediul acestei platforme Couchsurfing. Și nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte exact câți bani am cheltuit atunci în Paris. Ideea este că ne-am luat și parfumuri în acea vreme din Paris. Ne-am cumpărat și fiecare câte un parfum, am și mâncat, dar vă dați seama că nu mâncam cine știe ce. Nu aveam mari pretenții pe vremea aia, mâncam din kebab, un croissant dimineața și aia. Adică la 20 ceva de ani îți permis să faci aroganțe de-astea, în sensul să mănânci absolut orice, să nu te uiți câte calorii are, dacă are gluten sau cât zahăr are, dacă e gătit halal, kosher sau eu știu cum. Mâncam orice, adică nu eram deloc pretențioși. După Paris, ca să înțelegeți, a fost o escapadă cu bani foarte puțin în Paris, cu banii câștigați din împărțind fluturașe cu masaj erotic în zona Romană și Victoriei în București. Un job pe care nu îl regret, adică nu îl regret și nu mi-este rușine că am făcut asta în acea vreme, pentru că avea un țel foarte nobil și anume călătoritul. Dacă făceam treaba asta ca să îmi cumpăr droguri sau țigări sau băutură sau să-i bag la păcănele, mai ziceam că e ceva de care ar trebui să-ți fie rușine. Dar pentru mine călătoritul este o treabă foarte nobilă și îi apreciez foarte mult pe cei care fac tot posibilul și chiar dacă nu au foarte mulți bani, fac tot posibilul ca să ajungă în diverse locuri, să călătorească cu bani mai puțin. Pentru că nu este, într-adevăr, nu este ieftin. Nu a fost niciodată ieftin să călătorești, nu este un hobby ieftin. Și în ultima perioadă este foarte greu. Așa că îi apreciez foarte mult pe cei care încearcă să călătorească cât mai mult, să descopere cât mai multe locuri și nu au pretenții de la anumite destinații sau să călătorească într-un anumit fel, să stea la 4 stele, la 5 stele. Și asta n-a fost. Parisul nu a fost singura dată când am strâns bani ca să plecăm undeva. Pentru că un an mai târziu, în vara lui 2010, se întâmpla și a trebuit să o întreb pe Alina despre câteva dintre datele astea, că nu mai aduc aminte bine. Și uite, e o treabă foarte bună că înregistrez acum, pentru că asta, materialul ăsta nu se mai pierde. O să-l am mereu și chiar dacă uit, pot să mă uit la vlog și mi-aduc aminte despre treaba asta. În vara lui 2010 ne-am hotărât să plecăm în Barcelona. Și ia uite, oamenii la terasă, frumos. Poate găsim și noi niște prețuri pe aici, să vă arăt care sunt prețurile în zona asta. Dar, na, este Spania, e mâncare mai, mi se pare chiar mai scumpă decât în Italia. Deși este mai bună, ai spune că este mai bună mâncarea și ce cumperi de la supermarket decât în România, de exemplu. Iar ca prețuri, știu că unii zic că e mai ieftină mâncarea aici în Spania. N-ai spune, am fost la Carrefour, nu locuiesc aici, nu pot să-mi dau cu părerea, dar ca turist, timp de 10 zile, m-am dus la Carrefour, care mi se pare cel mai cunoscut și prețurile nu au fost chiar mici. Adică am cheltuit 150 de euro pentru mâncare pe o săptămână, adică mic dejun și ceva la prânz. Chestii ușoare, nu mi s-a părut chiar ieftin. Revenind la Barcelona, în vara lui 2010, tot așa, știu, mi-aduc aminte că ne-am angajat între timp, am lucrat o perioadă de timp la începutul anului și am plecat în City Break în Barcelona, în vara lui 2010, parcă prin mai sau iunie, nu mai știu exact, în fine, nu contează. Ideea este că la început de vară am plecat în Barcelona, am zburat din București de data asta, nu ne-am mai scăpinat invers să zburăm din Cluj sau eu știu unde. Și tot așa, cazarea în Barcelona e și mai scumpă decât, era și mai scumpă decât în Paris și tot așa nu ne-am permis și am zis, bă, o să stăm tot cu Couchsurfing, la fel ca în Paris, pentru că mergea treaba, dădeai câteva mesaje la gazde, îți răspundeau din 5, 7, 10 mesaje,
automat cineva îți răspundea și aveai unde să stai. Pentru că erau foarte mulți și cred că o să mă întorc pe aici. Mamă, ce bate soarele acum. Și îmi cer scuze dacă mă strâm la voi, dar nu-mi place deloc, fraților, cu ochelari de soare să vorbești cu oamenii cu ochelari de soare la ochi. Nu știu, dacă nu vezi așa ochii omului, nu te uiți în ochii, parcă nu ai o conversație cu cineva, nu. Ca și cum ai vorbi cu niște ochelari de soare. Și ia să vedem dacă pot să iau printre clădiri pe aici, ca să mă feresc și de soare, dar și de vânt. Nu știu dacă se aude la voi vântul ăsta. Uitați cum bate vântul. Bate destul de tare. Bă, ce bloc drăguț. Haideți să o luăm pe aici încet, da. Și pentru cazare în Barcelona ne-am uitat tot pe Couchsurfing. Până la urmă ne-a primit cineva, a acceptat să ne găzduiască în Barcelona. Bă, dar cum? Mamă, iar o să-mi iasă sufletul pe scările astea. Bătrânei s-au oprit. Greu la deal. Așa o să fim și noi la o vârstă. Mai urcăm două trepte, mai facem o pauză. Încă două trepte, încă o gură de apă. Ah, unde am ieșit, mă, nene? Uite ce e aici. Cum era vorba aia? În față e vopsit gardul și în curte leopardul. Casele alea frumos colorate pe linia cu plaja și cu promenada, spate arată așa. Ah, hai să o luăm pe aici, să-mi trag sufletul după scările alea. Bun, așa și până la urmă ne-a confirmat cineva că o să ne găzduiască în Barcelona. Din start, economie vreo 200-300 de euro. Bă, și cum a fost, mă? Cazarea asta în Barcelona nu o să uit niciodată. Și ce s-o mai lungesc, am dormit pe jos într-un fel de living destul de gol și dubios și n-am dormit doar eu și Alina, dormeam mai mulți, adică tipul ăsta care ne găzduia acceptase mai mulți couch surferi. Adică oameni care vreau să stea moca în Barcelona. Și eram, nu știu dacă mi-aduc bine aminte, cred că eram vreo 8, 9, 8, 10 persoane în living-ul ăla pe acolo, în apartamentul ăsta, care dormeam pe jos. Efectiv dormeam așa, pâlcuri de grupulețe, care dormeam pe jos, ca refugiații. Asta n-a fost singura dată când am dormit așa, dar până la urmă, la vârsta aia e ok, știi, adică faci niște compromisuri, te adaptezi mai ușor, parcă treci cu vederea niște. Bineînțeles că nu mi s-a părut extraordinar, adică n-am zis da, mă, lasă că merge, e mișto. Nu mi s-a părut ok să dorm pe jos, dar am zis, na, sunt 3 nopți, treacă, merg. Și așa a fost, ne-am distrat super mult în Barcelona și timpul a trecut super repede. Ia să vedem dacă întorc camera, dacă bate soarele aiurea. Uite, mă, că și aici bate vântul. Peste tot bate vântul. Am ajuns chiar prin oraș. A mers ceva și cred că am mașina parcată undeva mai în față pe acolo. Da, mă, fraților. Și așa a fost cu Barcelona, am dormit pe jos cu mulți alții la un loc. Mi se pare că aveam acces doar la o baie, tot așa vreo 10-12 persoane, cât naiba eram noi acolo, tot cu proprietari. Mulți, grămadă. Dar a fost ok. Ne-am distrat maxim în Barcelona. A fost în mai atunci, de ziua mea. Și am vrut să merg în Port Aventura, să mă dau în toate roller coasterele, în toate drăciile alea, care, apropo, chiar vă recomand, dacă n-ați fost în Port Aventura, chiar vă recomand să mergeți, o să vă placă maxim. Ia uite ce fântână drăguță aici, dacă nu știați deja, este absolut superb în Spania. Îmi plac maxim grădinile astea amenajate, peste tot sunt grădini amenajate cu tot felul de plante.
Așa, și v-am povestit despre cum ne-am apucat noi de călătorit și cum am călătorit cu bani puțin. Bine, acum nu știu dacă a fost mare afacere cu trenul din București la Cluj, ca să zburăm la Paris, din Cluj. A fost destul de chinuitor, ca să spun așa, cel puțin chinuitor, pentru că nu prea am dormit noaptea. Când am ajuns în Cluj, am ajuns foarte devreme, aveam zborul mai târziu, a trebuit să mergem de la gară la aeroport, a fost destul de nasol atunci. Dar tot așa este a fost o călătorie pe care acum îmi aduce aminte cu drag și a fost una, dacă nu chiar prima, cred că a fost prima noastră călătorie în afara României, în străinătate. Da, și mi-aduc aminte cu drag despre călătoria asta în Paris, apoi și de Barcelona. Sunt niște experiențe memorabile pentru noi și sunt călătoriile care au pus bazele relației noastre și au însămânțat ideea lui Aventurescu. Însuși ideea asta de a călători cu bani puțini. Să vă arăt promenada din Villa Gioiosa și poate găsim și niște prețuri. Uite aici un restaurant arabesc, platou bebab plate, 9 euro, cu cartofi sau orez, salată. E 90 euro la kebab. Și mi se pare că am văzut un restaurant mai în față cu fructe de mare și pornea de la 19 euro în meniu. A, uite, și aici tot așa e. Menu of the day, 16 euro. Pui tica, pacora, verdețuri, samosa. Da, specific indian. Și așa, fraților, asta vreau să vă povestesc, că am făcut niște lucruri murdare ca să avem bani de călătorit, chiar și împărțind fluturașe pentru masaje erotic. Dar a fost o treabă foarte serioasă, adică angajatorul meu pe vremea aia era un tip foarte serios și chiar mi s-a părut ceva bine pus la punct, o afacere ok. Bine, asta nu înseamnă că vă recomand să vă apucați de treaba asta, chiar dacă am zis că se fac bani din industria pentru adulți și așa e, se fac mulți bani, dar nu înseamnă că vă recomand să faceți asta. La treaba asta am apelat eu ca să fac rost de bani, a fost ceva ce s-a evit, pur și simplu, nu am căutat, s-a evit oportunitatea asta și chiar a meritat. Revin la întrebarea vlogului de astăzi, cât de disperați sunteți să călătoriți și ce ați făcut sau ce ați face pentru bani de călătorii. Eu v-am spus ce am făcut. Așa cum v-am zis și mai devreme, nu e ceva de care sunt mândru, dar nici ceva de care se-mi pare rău. Că până la urmă în viață, fiecare face cum se descurcă. Unii se descurcă pe căi mai ortodoxe, alții pe căi mai neortodoxe. Și să fim serios, acum sunt fete în România care fac nu video chat, acum se face OnlyFans și se câștigă foarte mulți bani din treaba asta și la fel nu am absolut nicio părere negativă despre fetele care fac OnlyFans pentru bani și care fac ceva cu banii. Dacă cu banii obținuți din OnlyFans, de exemplu, și călătoresc foarte mult și împărtășesc experiențele astea din călătorii sau își cumpăr o casă, investesc într-o afacere pentru viitor, să-și asigură un viitor, atunci mi se pare ok. Și la fel, nu e ceva să nu creadă nimeni că e ceva ce eu încurajez să faceți. Am zis, fiecare face cum se descurcă și cum îl taie capul sau cum o taie capul. Și uitați ce mișto se vede aici, plaja, cu pâlcul ăsta de palmier și peste tot, unde te uiți, sunt pâlcuri de-astea de palmier pe plajă. Unde poți să stai la umbră, să te relaxezi. De asta vă ziceam, dacă
Dacă vii în Spania la plajă, nu prea ai cum să dai greș. Este imposibil să dai greș cu o vacanță la plajă în Spania. Și încă o dată, dragi prieteni, căsuțele colorate din Villa Gioiosa. Și asta am vrut să vă povestesc. Sunt două întâmplări legate de călătorii care au pus bazele lui Aventurescu, și anume dorința noastră de a călători pe bani puțin. Și au mai fost întâmplări de genul ăsta în care am avut tot felul de peripeții, dar o să vă povestesc într-un vlog următor, viitor. Nu e un oraș mic, nu e un oraș mare, pardon, un oraș mic, și poți să-l faci la pas, în câteva ore e gata, l-ai vizitat pe tot. Dragi prieteni, ăsta a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut Villa Gioiosa și plimbarea pe aici prin orășel, dar și povestea despre lucrurile murdare pe care le-am făcut ca să ajungem în Paris. Așa că, dragi prieteni, vă mulțumesc dacă v-ați uitat până aici. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Aventurescu și ne vedem în vlogul următor. Vă salut!